De ce credeți că bărbații își bat nevestele? Păi de gelozie, cred. Aolo. Păi de ce să fie? Păi de asta vă întreb. De gelozie. E geloși că e frumoasă, unii e urâte, unii e... Eu așa mă gândesc. Sunt geloși pe ele. Da. Au și femeile partea lor de vină? Are. Care e principala vină unei femei care mănâncă bătaie? Că se uite la alții care repari. Pe vremea mea nu am mâncat bătaie de la bărbați. Că a fost o palmă, a fost un incident. Dar să știți că a bate o femeie cu picioarele în stil barbar, e una, și una a luat o palmă. A luat o palmă de la un soț care te-a îndrăgit și te-a iubit, e una. De noastră s-a pus problema să dați într-o femeie? Vă spun trei că mai am, că am dat. De ce? Nu din cauza la bani, din cauza la a neavuturi. V-a părut rău după ce ați dat? Da. Și soția a găsit puterea să vă ierte? Nu știu, vă ierta până la urmă? Da. De ce? De ce? Că a văzut că... care se devine. Păi ce fac ele? Mai aruncă ochiul dreptul la altul. Și bărbatul vede și se supără. Bărbatul vede să trăiești. Și bărbatul vede. Și asta cred eu că faci. Și se supără și mai dă o palmă. Și se supără și mai dă cu palma, mai dă cu cuțitul. Deci le bate? Da. Dacă îi dă vină, face numai prostii. Am auzit toată teoria asta, că au și ele vină, o vină sau... Dar cum să ne... Dacă e așa ce ai da ea? Spuneți că dacă ea n-ar face nimic, noastră nu ați avea de ce să dați în ea, sau nu știu, noastră, așa în general. Dacă nu face nimic, la ce să dai ea? Și ce fac ele cel mai des? Ce știu eu? Mai prinde și la un jnaț. La o par de vină. Ce, cum? Bărbatul ca bărbat. Mai circu. Dar femeia să o vezi beată și așa, nu-ți vine... Păi am mai dat așa câte o palmă. Mai mult nu, spune? Sau o palmă? Cum? O palmă, două. Și ea se supără pe moment sau cum? Nu. Nu trece. Îi trece. Au și ele partea lor de vină sau cum vedeți? Au. Partea lor de vină, pare că cine știe să zic așa, dintr-un punct de vedere, nu le mai interesează de bărbatul ăsta care stă cu el în casă. Mai alege cu o palmă, cu... Sau mai plimbă o leagă, că știi că de regulă femeia dacă nu ia o palmă nu se simte bine. Să mă ierte Dumnezeu că am dat, am fost gelos. M-a dus la un bal, așa. Țigănesc că la noi se face joia, joia. Și ea nu mi-a spus că are un iubit, adică un prieten dinainte. Și păi eu am stat pe canapea și prietenul l-a luat și dansa cu ea. Și am scăpat-o. Să mă ierte Dumnezeu că mă închin. I-am dat. N-au făcut ce am zis eu, ce... Și atât. Și ați dat... L-ați lovit-o rău sau cum? E, nu, așa... S-a supărat pe dumneavoastră pe moment? Da. Ori la băutură, eram beat și de acolo. V-a iertat, doamnă? Da, bineînțeles. N-a fost ceva... cum să spun, voit. Eram pirit, m-a supărat cu ceva și... Na, știi cum e omul. Și da. Cum? A găsit puterea să vede? Ați vorbit după aia cu ea? Da, bineînțeles.